A fost o convocare a domnului prefect vizând mai multe părți implicate în acest proces și administrativ, dar și instructiv educativ, în speță Primăria Municipiului Craiova, Inspectorul Școlar, cele două unități de învățământ, Liceul Voltaire și Colegiul Ștefan Odobleșa, de punere în aplicare a unui hotărâri de Consiliu Local privind darea în administrare a unui corp de clădire din administrarea Colegiului Odobleșa, în speță Liceului Voltaire. Hotărâri de Consiliu Local care a fost emisă în iunie. Și în acest moment, prin diverse invocări ale unei părți, nu s-a putut duce la îndeplinire. În acest moment, domnul prefect ne-a convocat în așa fel încât Primăria Municipiului Craiova, îndreptățită ca proprietar, înțeleg că dispune o măsură aceea de a discuta încă o dată cu colegiul Odobleșa pentru a găsi o cale amiabilă privind prevederile legale de ducere la îndeplinire a unei legi până la urmă. Cuvinte, ar trebui totuși mers la Odobleja, Odobleja nu vrea, iar primăria cumva va obliga conducerea acestui liceu să accepte această situație, adică pe scurt cam așa s-ar rezuma lucrurile. Este foarte târziu, sunt convins că Primăria Municipiului Craiova, în discuții cu colegiul Odobleja, pe parcursul zilei va găsi o măsură, indiferent care va fi ea, de până în aplicare până la urma unui hotărâri de Consiliu Local. Odobleja, ce zice colegiul? Că nu există spațiu, că nu există loc? De ce nu se pune în aplicare această ordonanță până la urmă, această hotărâre? Din câte am înțeles, pentru că adresele au funcționat între șefii de instituții, discuțiile de-a lungul ultimilor două luni, chiar și mai mult, s-au purtat între șefii de instituții, am înțeles că se invocă într-adevăr o lipsă de spațiu sau o indecizie a Consiliului lor de administrație, faptul că directorul unității de învățământ este în concediu și nu se poate pune în aplicare la acest moment, dar sunt convins că se va găsi soluția optimă, așa fel încât copiii la 10 septembrie, când începe școala, să fie în bănci pentru a le asigura șanse egale la educația tuturor, fără a fi afectați. Mai este foarte puțin până va începe școala. Dacă nu se va soluționa acest problem, acest conflict, ce se va întâmpla? Sunt convins că se va soluționa. Care a fost istoria acestui liceu de la înființare? Știu că are o istorie scurtă, că s-a înființat de curând și în ce spații a funcționat până în prezent? Vă referiți la Liceul Voltaire. Într-adevăr, Liceul Voltaire s-a înființat prin ordine de ministru în urmă cu 3 ani de zile. A funcționat în cadrul Universității din Craiova. A intrat în rețeaua unităților de învățământ a municipiului Craiova și este deținut statător, are autorizație de funcționare, nu este acreditat pentru că nu și-a terminat un ciclu de învățământ. Este un liceu de sine statător cu 10 clase, copii buni, medii bune, un corp profesoral, deci are toate autorizările de funcționare legale în acest moment. Această mutare ar influența cumva cele două unități de învățământ, însă și procesul educativ, într-un fel, nu știu, ar avea de suferit? Din punctul meu de vedere, poate crea o tensiune, dar nici de cum aceea de a nu putea să se desfășoare un proces instructiv educativ în condiții normale, din toate procesele verbale care s-au încheiat până la urmă la nivelul unității de învățământ între reprezentanți ai inspectoratului delegați de către inspectorul general, între reprezentanții primăriei, dar și reprezentanții unității de învățământ Odobleja, la fața locului prin care au identificat toate spațiile de învățământ, toate clasele existente la nivelul colegiului Ștefan Odobleja, considerând printr-un proces verbal că există posibilitatea funcționării împreună cu liceul Voltaire la acea locație. Ar merge Voltaireul acolo, ar fi prin comasare sau cum s-ar întâmpla lucrurile? S-ar schimba managerii, s-ar avea de, adică ar influența cumva și corpul profesoral? Exclus acest lucru, întotdeauna mi-am susținut un punct de vedere, nu este vorba de comasare, de fuziune, de absorție, nici acum, nici pe viitor. Eu mi-aș dori 2 unități de învățământ puternice, cu copii foarte buni, corpul profesoral de sine stătătoare și nici nu se pune problema unei măsuri ca în 2010, pentru că până la urmă aici este o mare temere în rândul profesorilor, că în 2010 colegiul Odobleja a fost comasat cu alte 3 unități de învățământ și au avut de aici tot felul de necazuri sau probleme interioare, dar nu o să pune problema de așa ceva și am mai spus atât timp cât eu sunt la inspector ceva, militez ca aceste 2 unități să fie deținătoare și puternice, în așa fel încât să au un specific separat și sunt convins că
vor reuși să înțeleagă acest aspect în așa fel încât copiii să nu fie supuși acestui stres, dar nici corpul profesoral să nu se simtă amenințat decât pentru propria lor politică managerială și de plan de școlarizare.